Tot astăzi, 11 septembrie, vă mai cunosc încă cu o formă hibridă a selecționerului ucrainean Zagorulco. Kalugin, care se numește Emir. A făcut această formă hibridă foarte mare furor. Chipurile cheia este o formă hibridă cu băbița destul mai mașcată, mai mașcată ca la Alvica. Eu vreau să vă spun că aproape ca Alvica este, dar mai mașcată în condițiile mele care acum nu este. Iacă butucul ăsta de mai jumate, că pe fiecare vlastar duce câte două struguri, câte un strug a fost cules și a rămas numai, iată poftim și fel, aproape ca Alvica este, dar e un gust cu mult mai gustos. Mult mai gustos, e foarte gustos. Destul de rezistentă. Uitați corțul de bază, scoapte, ia și încolo. Băbița ajunge undeva la 15 până la 20 de grame. Strugurile de jumătate kilogram până la... La mine până și la un kilogram, un kilogram jumate, acolo ea, se vede. Da. Nu, Alvica, la mine s-o primi cu mult mașcată. Se dea anul viitor. Forma destul de rezistentă, și la boi, și la jir. Așa că, faci de avut în colecție. De testat mai departe, de atâta cu formele acestea hibride, încă nu stabilite cu toate proprietățile sale gustative, de rezistentă, de creștere, multe proprietăți în timp de primii 5 ani de zile, de rod, el încep să varieze până la ce poate să ducă la schimbarea culorii, gustului, timpul de coacere. Așa că la mine ulipca laură. Eu am căpătat forma aceasta hibridă de culoare galbenă și când peste un an de zile ea s-a decolorat, s-a colorat în roză roșie, roză, mai mult roză. Timpul s-a deplasat în târziu. Nu, proprietățile gustative au devenit mai bune. Mai bune, nu? În fond, așa e. Așa că credeți la cine o să poate o să aibă așa mutații genetice. Asta e natural. Așa că când capiți un soi noi, trebuie de așteptat la multe surprize. Iacă atât, poftim și primiți. Pe curând!